cum trebuia să se întâmple până la urmă, țara în bucate și-a lărgit un pic granițele. Nu umblă George Mihai prin cine știe ce străinătățuri, ci tot aici aproape, peste Dunăre. Ajuns în mijlocul românilor din Serbia, pe Valea Timocului, a descoperit că acolo încă se vorbește o limbă română frumoasă, veche și se gătesc mâncăruri, la fel ca pe la noi. Ce rețete sunt delicioase? Mă urmări în această seară la Țara în Bucate. În aceeași limbă râde un pământ. Dunărea care desparte pe românii din România de cei de aici și din Serbia, din Timoc sau Balta, așa cum îi mai spun cei de aici, parcă n-a fost niciodată un hotar. Pe românii de dincolo și de dincoace de Dunăre îi unesc multe și mai presus de orice limba pe care o vorbesc. În limba ta ți-e dor de mama. Toți le uiți, dar limba și la mumă nu uiți. Și doar în limba ta poți râde singur. Și doar în limba ta te poți opri din plâns. Să-i cunoaștem pe românii timoceni. Acești oameni și-au păstrat în mod miraculos graiul remarcabil și tradițiile strămoșești. Mare parte dintre tradițiile vlahilor, vechilor români de aici, de la sud de Dunăre, s-au păstrat, iar asta începând de la cele mai complexe până la simplele obiceiuri, cum ar fi mâncatul. Unul dintre motivele care ne-a adus astăzi aici, pe Valea Timocului, este această carte, Tradiții culinare românești la sud de Dunăre. Cine poate să ne povestească mai bine despre ele decât Tușa Simca? Sărbuna, bine v-am găsit! Tradițiile culinare românești de la sud de Dunăre împletesc cam ce au împrumutat cei de aici de la vecini, adică tot ce a fost mai bun de peste tot. E bucătărie românească aici, la sud de Dunăre? Păi este așa amestecat. Și sărbească? Da, și sărbească. Că... Ați păstrat și de la vlahi? Da. No, ce facem astăzi aici? O tocană de purcel. Da, asta este așa de vlasi. De vlasi, adică da. O mâncare vlășească veche, de demult. Da, care se mănâncă încă și la noi. Da, însă că mănâncă întotdeauna, de nu trebuie așa mult. Așa este, nu multe sunt cele trebuincioase. Roșii în bulion și suc de roșii tot de grădină, udate cu grijă de ticu și culese de simca. Bucăți din pulpă de porc aduse de nepotul Alex de la Craiova, vreo două cepe de te fac să plângi și condimente. Cam cât cuprinzi între trei degete din fiecare. Nu-i dăm așa multe, numai așa mai mare așa. Sulți. Așa, că doar suntem la Dunăre. La noi se zice n-are barță. N-are barță. Așa îi spuneți stilului de toca ceapa. Da, așa este asta ce se toacă așa. Gătiți toate bucatele pe care le-ați băgat și aici în carte, da, le gătiți frecvent da. Sau sunt bucate mai de sărbătoare? Nu gătesc, eu întotdeauna gătesc. Ce mi se mănâncă, gătesc. Ceva sânge de moldoveancă îi curge Tușei Simca prin vene. Bunica din Vrancea i-a transmis deopotrivă limba și dragostea pentru bucătăria românească. Tradiția familiei și prețuirea părinților aici este la un nivel cu adevărat impresionant. Văd că dumneavoastră aveți și o podoabă foarte frumoasă la gât. Da, mama mea și tatăl meu. Trebuie să... Ne prețuim părinții pentru că de la ei am învățat limba, de la ei am învățat cele bune, să gătim printre altele, nu? Da. Când trăiești chiar pe pământ sârbesc într-o localitate în care 90% dintre locuitori sunt vorbitori de limba română, atunci clar că păstrești și tradițiile, gătești la fel, mănânci la fel. Nu mă, toți aici, toți gătești așa. Am tocat ceapa, am mărunțit carnea, condimentele sunt și ele pregătite. O mâncare rapidă asta. Așa. Cât munciți la ea? Puf. Un sfert de ceas. Așa. Cam așa. Așa de-ai netrebuit. Haideți, mergem înăuntru la bucătărie, nu? Da. Iau și eu două castroane, luați și noastre două și hai. Haideți. Gata. Așa și s-o pun că să se desfacă. Trebuie să se desfacă, asta mă ajută să călească mai repede. Da. Puteți să o punem acolo acum pe toată. Asta dă gustul la dulceac de tocană. Da. Cunoscut și pe la noi. Punem între timp și de o mămăligă vârtoasă, așa cum îi place stâlpului casei. E greu tot. Eu cred că e gata. Mulțumesc, de încuraje. Hai, trebuie să te alingi la dreapta. Când e ceapa gata călită, punem carnea. Trebuie încorporat bine acolo și lăsat frumos să scadă toată grăsimea, să topește, da, să plătește cu gustul de ceapă. Aha. Acum îi punem roșiile.
Asta îi vor da culoare și un pic de gust de acru, așa. Da. Se coboară carnea și ardeiul capie acolo și se potrivește de sare, piper și boia sârbească, așa după gust românesc, adică mai puțin iute. Mai respiră vreo 2-3 clocote și gata e de pus pe masă. La fel și mămăliga. Pentru că sunt musafir, îmi permit să pun eu un pahar și să vă cinstesc și să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi la dumneavoastră. Noroc! Na-zdrave! Na-zdrave! Noroc! Na-zdrave! Živeli! Na-zdrave! Živeli! Živeli pe sârbești și vini! Dar pe România și aici la noi se zice iar noroc ca și dincolo. Noroc ca peste tot. Sănătate, la mulți ani! Un pahar e leac, mai multe zboală. O vorbă ce se potrivește mănușă tăriei amare ca fierea făcută de ticu, aici la malul Dunării. Aici este un fel de medicament pentru sănătatea omului care îi zice lichiore cu nuchiță. Nu e chiar rău dulce, dar are și o tărime și e așa. Când domnul Ticu spune că nu e chiar rău dulce, vă spun eu că asta de fapt înseamnă că e amar pe lim. Dar face poftă de mâncare. Poftiți, poftă bună. Ia uite ce sos și-a lăsat aici carnea și ceapa. Da, în fără apă. Da. N-ați mai pus apă. Nu. Ia să vedem noi. Ia să gustăm să vedem cum înseamnă. Cum înseamnă, bănuiesc că dumneavoastră știți. Asta nu e prima dată la noi. Ce zice dia? La televiziune când face reclamă. Așa fac la televiziune când gustă, fac așa facem și noi. Bună. E potrivit de sărată, numai bună de acrișoară de la roșii și are dramul de dulceață de la ceapă, fără de care n-ar mai fi tocăniță. La fel este bucatele și pe aici, ca și în România. N-am băgat de seama că e mare diferenție. Nici când se pregătește sărmarele, nici când se face gulașurile, popricașurile, nici când se face scovierzile sau ciorbă, borș. Mi-e clar, vorbim aceeași limbă și mâncăm aproape la fel. Uniți în jurul tocăniței cu mămăliguță, Ticu și Simca duc trai bun împreună de vreo jumătate de secol deja. Sunt un exemplu și cine știe, poate că și înțelegerea în materie de gusturi și pofte culinare a avut rolul ei. S-auzim de bine.